După sezonul dezamăgitor din Liga 1, CS Mioveni încearcă o reorganizare a activității. După ce au plecat mai mulți jucători, conducătorii galbenverzilor încearcă să parafeze o colaborare cu ACS FC Dănuț Coman. Cornel Sorescu, președintele AJF Argeș, a declarat că ar fi benefic acest parteneriat între cele două grupări. Este treaba cluburilor, nu știu ce să vă spun, nici nu avem autoritate, nu suntem abilitați să vorbim despre așa ceva. Teoretic se pot face astfel de colaborări, dar patronii echipelor sunt cei care decid. Deci de ce nu să facă o astfel de colaborare cu CS Mioveni, mai ales spun eu că peste 2-3 ani de zile cel mult vom avea o infuzie mare de jucători la nivelul Ligii 1 din această echipă de copii ai lui Dănuț Coman. O decizie în acest sens va fi luată în aceste zile, mai ales că echipele de Liga a doua își reiau în general pregătirile în luna iulie.